Site-ul este structurat pe 10 domenii, pe lângă cultură și educație, conținând și rubrici de administrație, sănătate, financiar, comercial, agricultură, turism, social, dar și o rubrică civică, ce încearcă să vină în sprijinul ONG-urilor. Ce acte îmi trebuie ca să depun dosarul de pensie, să spunem concret? Ce acte îmi trebuie ca să îmi înscriu mașina la Registrul Autoromân? Ce acte sunt necesare pentru a obține șomaj? Tot felul de astfel de informații, plus despre ONG-uri, cum să poți să-ți înființezi un ONG, despre firme, cum înființezi o firmă. Va fi o listă cu târgurile anuale din județul Buzău pe acest, pentru că ele vor avea la dispoziție un site, de fapt un site care poate fi accesat de oricine, infocomunitate.ro. L-am codificat printr-un QR code și oricine are un telefon inteligent poate să ajungă direct pe site să-l vizualizeze. Proiectul este un parteneriat între Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu și alte 6 instituții de carte de pe cuprinsul județului: Râmnicu Sărat, Puiești, Său, Țintești, Năieni și Pârscov. În toate bibliotecile respective au fost înființate birouri unice de informații. Pentru a face față rigorilor, bibliotecarii desemnați în a-i ajuta pe buzoieni au urmat un training special. Aceștia îi vor ajuta și pe cei care nu dispun de conexiune la internet. Este un partener între Biblioteca Județeană și alte 6 biblioteci locale, am să le nominalizez: Biblioteca Municipală Râmnicu Sărat, Biblioteca Comunală Puiești, Biblioteca Comunală Tisău, Biblioteca Comunală Țintești, Biblioteca Comunală Năieni și Biblioteca Comunală Pârscov. Toate aceste biblioteci va funcționa un birou unic de informații, în sensul în care vor exista aici formulare tipizate, descărcate de pe internet, deci existente în variantă online. Bibliotecarele vor ști să dea răspuns la orice întrebare. Coordonatorii proiectului, Iulia Irimia și Dragostan, se așteaptă la un răspuns pozitiv al buzoienilor față de această inițiativă, mai ales după succesul obținut de alt program amplu, Biblionet, proiect menit a le facilita buzoienilor accesul gratuit la informație prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci moderne. La acest program au aderat 41 de instituții similare din tot județul.